Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre oboseală. Vă simțiți obosiți? Aveți senzația că nu vă odihniți destul sau și în momentul când vă întoarceți din concediu sau când vă treziți dimineața, parcă sunteți mai obosiți? Ce se întâmplă cu lumea noastră supra mega extra obosită? Stăm de vorbă cu pastorul Ioan Bugnăruc. Mai întâi oboseala. De ce, de ce există atâta oboseală în lumea în care trăim? Există oboseală din mai multe puncte de vedere, din mai multe privințe, explicând fenomenul. Există o componentă normală: oamenii, când muncesc, se consumă și un consum fizic, și un consum emoțional, sufletesc, spiritual chiar. Și este ceva normal că, la un moment dat, să o obosești și să intri într-o perioadă de odihnă, de refacere. Pe lângă partea normală a oboselii, există lucruri care se adaugă și care fac din oboseală un lucru mai grav decât este ar trebui să fie în mod normal. Aș aminti în primul rând faptul că trăim într-o lume care are acum niște parametri parametri fără precedent. Suntem atât de avântați, atât de ocupați, atât de bombardați din toate punctele de vedere, fapt care istovește și trupul și sufletul. Chiar dacă mergi într-un supermarket, ești bombardat cu muzică. Muzică uneori la volum destul de tare și ceva ți intră în continuu în urechi. Creierul trebuie să analizeze continuu ceva. F fără îndoială, studiile spun că noi în fiecare clipă suntem bombardați cu milioane de bytes, unități de informații care trebuie ar trebui prelucrate și noi nu putem efectiv să prelucrăm decât de la milioane la câteva zeci de bytes. Dar intrăm în, în supermarket nu numai muzica, dar și când vrem să alegem un produs, fiind 10-20 de produse, ne gândim la preț, ne gândim la calitate, care e mai bun, la gramaj, și, uh, și, asta este o sursă suplimentară de istovire, pe care și noștri n-au avut-o. Deci, e, Clisă și Ceapă e, era ce o, mai bună. E, e o chestiune care ține, să spunem, și de contextul în care suntem. Uh, suntem supraaglomerați, bombardați și așa mai departe. Bineînțeles, uh, oboseala vine și din. Uh, slăbiciunea noastră, anume, în mod deosebit, noi spunem păcatul, uh, care ar însemna poate în discuția noastră să fii singur și să nu fii legat de Dumnezeu și să nu beneficiezi de ajutorul direct al lui Dumnezeu să fii pe cont propriu, păcatul te slăbește. Și acum pentru cineva care de exemplu a trecut printr-o operație și are decărat 10 kg, este o povară extraordinară. Nu normal n-ar fi. Dar sunt situații când slăbită fiind ființa noastră, lucrurile devin tot mai apăsătoare, tot tot mai grele. Deci, din punct de vedere fizic, oboseala este semnul unei probleme. O oboseală exagerată, mă refer. Ei. Nu o oboseală după munca obișnuită. O oboseală continuă înseamnă... Surmenaj, bineînțeles, da. surmenaj. Vedem că nu numai din punct de vedere fizic, partea fizică, partea sufletească sunt îmbinate, de exemplu, depresiile apar pe fondul acesta al unei oboseli, somn care fie nu este, fie este de slabă calitate, deci nu este o odihnă, și atunci lucrurile se complică chiar dacă pornești de la, să zicem, o parte fizică, ajung să aibă implicații în domeniul sufletesc. Mai este și aș vrea să fac o observație foarte importantă pentru credincioși. În condițiile în care uh, nu știm să trăim prin harul lui Dumnezeu, adică să fim la jug împreună cu Hristos, care uh, duce greul și care ne, ne poartă și pe noi uh, în mod uh, direct, uh, ajungând să trăim așa într-un mod legalist, practic, noi suntem pe propriu. Vrem să facem lucruri bune, vrem să facem chiar și voia lui Dumnezeu, dar nu ne-am asigurat de prezența lui Dumnezeu, de o legătură bună cu Dumnezeu, pe un fond de pace, de bucurie, de odihnă, eu cred că Dumnezeu ne dă de lucru numai ceea ce putem face cu bucurie. Și așa și spune într-un loc în Deuteronom, zice cuvântul lui Dumnezeu, pentru că n ați slujit Domnului Dumnezeului vostru cu bucurie și dragă inimă, asta este, veți sluji vrăjmașilor voștri. Foarte neplăcut. De aceea... Într deci nu pot sluji lui Dumnezeu strângând din dinți. Na, bun, hai că acum trebuie nu, să slujezi Nu noi Nu contează nu numai ce facem, contează și cum facem și de asta este nevoie ca să avem o, o bună mărturie. Și dacă slujim împreună cu Dumnezeu, Într-adevăr, putem să fim osteniți, avem cuvinte în scriptură, osteneala voastră în Domnul nu va fi zadarnică sau să nu osteniți în facerea binelui. Asta înseamnă că e ceva previzibil, ceva normal să ostenești, numai din punct de vedere fizic, dar chiar și când ești implicat într-o lucrare explicită. Și, de fapt, noi tot timpul suntem în lucrarea lui Dumnezeu, 24 de ore din 24, dar este ceva normal. Dar, pe lângă partea aceasta normală, cumva noi repetăm, cred că în diverse faze se repetă ceea ce s-a întâmplat în Egipt, când au venit poveri peste poveri, acum nu le mai dăm nici paie, să se ducă ei singuri și este o robie. Poate că o percepem, poate că nu o percepem, poate că și dacă o percepem nu știm ce să facem, dar cu siguranță Dumnezeu are soluții. Mai există o chestie foarte interesantă. În timp ce vorbeați, m-am gândit la esența lucrurilor și anume morala. Și spunea cineva și în economie, și în politică, morala este esența. În momentul când morala pică, în economie, de exemplu, exact. într-o fabrică, se distruge totul. La fel se întâmplă în lumea de acum. Morala este cea mai, a, cea mai atacată. Uh, și cum am putea privi asta în viața personală a fiecăruia dintre noi, în momentul când morala este uh, atacată, uh, tindem să devenim supraobosiți și nu știm din ce cauză. Căutăm motive fizice, căutăm boli. Dar problema este care este legătura între partea fizică și cea spirituală. Pornind de la moral, într-adevăr s-au produs o serie de mutații, să spunem așa, în, în istorie și în mentalitate. Adevărul, binele și frumosul, ele sunt una, dar trăim într-o vreme în care, din, în toate domeniile de activitate, economie, politică și așa mai departe, dacă înainte e grea clar o componentă morală, Aristotel spunea, de exemplu, că ar trebui conducătorii să fie înțelepții, deci inclusiv se consideră și oameni, din punct de, ok, din punct de vedere moral, dar am ajuns de la um, Machiavelli încoace să se separe lucrurile și ăsta este considerat un unul care a pus bazele științei politice și a mers ca lucrurile să, să fie separate, a mers la amoralism. Uh, nu, politica e una, morala e alta. Așa s-a întâmplat și în economie. Clasicii economiei, uh, David Ricardo, Adam Smith, uh, spuneau: morala este o componentă esențială pentru economie. Uh, și au ajuns ca lucrurile între timp, nu, morala e domeniul separat, economia e domeniul separat. Ori dacă ne uităm astăzi, problemele fundamentale din economie sunt probleme de natură morală. Uh, în sens, vorbim despre evaziune fiscală. Asta e o chestiune de... Uh, să nu furi! Să nu furi! Deci e... e asta e problema principală în politică, uh, când vorbim despre corupție, că vizează în primul rând politicienii. E o, o chestiune morală și asta e problema, uh, o problemă principală, uh, chiar dacă este evident, și așa este din toate punctele de vedere. Deci morala, spunea cineva, cum a, a completez pe partea aceasta, a, unul dintre economiștii de marcă în, în, lume, economia se sprijină pe trei piloni și zicea a, banii, resursele, căile de comunicație, nici nu pomenea despre morală. Și asta este un a, simptom a, care anunță și o boală foarte gravă, care. Ori este evident, uitați-vă la, la modul foarte practic, când se caută un muncitor. Noi trăim într-o lume și cu cât este mai dezvoltată din punct de vedere economic, atât componenta morală este mai importantă. Se lucrează cu acte, se lucrează cu oameni, se lucrează cu bani și trebuie responsabilitate. Și asta, din nou, trimite în domeniul morale. Și oamenii caută. Când caută un muncitor, vrea să fie și moral, să nu-l fure, pentru că și dacă este cineva, să spunem, șofer și trebuie să ducă marfa dintr-un loc în altul, are acte, îi se da pe mână valori și așa mai departe și se cere integritate. Și de aici, de la morală, domeniul moralei, care putem să-l considerăm așa mai abstract, cum a fost în discuția noastră, mergem la partea aceasta care înseamnă lipsa de moralitate, care este păcat și relate. Deși tu, becul este stins și vrei să dormi, faptul că te-ai certat cu cineva în timpul zilei, sufletul tău lucrează în continuare și se chinuie. Da. Zicea psalmistul în contextul în care a păcătuit, zice, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele necurmate. Mâna ta a apăsat zi și noapte asupra mea. Și atunci, spuneți, ți-a mărturisit păcatul și a căpătat eliberare. Deci, păcatul... Foarte interesant, problemele morale apasă zi și noapte asupra mea, Spune psalmistul. Nu numai deci... ziua, <laughs> este și noaptea. Nu mai e odihnă. Nu mai e odihnă și atunci... Uh, Bă, și -o, deci, dacă ești obosit din punct de vedere sufletesc și păcatul ăsta obosește sufletul, atunci și fizic nu mai dai randamentul scontat. Deci, în timpul zilei, ești, nu te poți concentra, ești tulburat, e așa mai departe și este o, o epuizare. Acum, îmi vine în minte, ca să fac legătură, un cuvânt din proverbe, invidia este putrezirea oaselor. Deci iată o legătură între componenta sufletească și componenta fizică. Acum, nu e numai o metaforă aici. Uh, am uh, avut ocazia odată să citesc unele studii care spune că, într-adevăr, partea aceasta in, negativă, invidia, ajunge până la urmă să uh, afecteze oasele uh. Îmi amintesc că recent un, un evreu din Statele Unite a citit, cred că în geneza, binecuvântarea care spune vei suge bogățiile ascunse în nisip și... Referitor la una dintre semințiile lui Israel și, bazat pe lucrul ăsta, a mers și a început să facă forări în Israel și a descoperit petrol. Da, deci <laughs> acum trebuie să fim atenți. Într-adevăr, în, în Biblie sunt multe pasaje care sunt metaforice și așa mai departe, dar, totuși. Să. prima dată ar trebui să le considerăm și să ne punem întrebarea dacă nu putem lua literal. Mă gândeam la ce spuneați despre invidia uh, care îmbolnăvește oasele. S-ar putea face un studiu pe bolnavii care au probleme cu oasele, uh, care au fost relațiile lor de invidie cu ceilalți. Da, eu cred că s-au făcut studii și de aceea eu mai adaug la ceea ce spune în scriptură faptul că am avut ocazia, acum nu aș putea să le precizez la modul așa mai e, explicit, dar este ceva care cu siguranță trebuie să ne dea, e, să ne dea de gândit. Care credeți că ar fi soluțiile pentru oboseala fizică, pentru oboseala sufletului, pentru e, Lipsa de odihnă continua. Deci, să înțelegem că odihna înseamnă într-adevăr încetarea activității, am încetat activitatea, și aici este prima, primul pas: să pot să spun nu la o serie de lucruri, de provocări, de amenințări. Din păcate, vedem în scriptură că poporul lui Dumnezeu, mă refer acum la poporul Israel, adesea n-a putut să zică nu. De aceea n-a ținut anii sabatici, anul de veselie, cât, câtă vreme Dumnezeu le-a spus, opriți-vă, sărbătoriți. Iar nu, noi muncim. Uh, și atunci, uh, într-un cuvânt în, în Isaia, spune uh, să găsesc, cred că în Isaia, capitolul 57, spune face o descriere sau o, situație, obosești mergând, 5-7 cu 10, și nu zici încetez. Deci foarte, tot mai găsești putere în mădularele, tot tot mai găsești putere în mâna ta, de aceea nu te doboară întristarea. Deci foarte interesant. Deși recunoaștem că avem o problemă și trebuie să ne odihnim, totuși nu alegem, nu decidem, nu ne hotărâm, nu putem să zicem nu la o serie de -a. Nu se poate uh, și cu unele și cu altele. Și la un moment dat, trebuie să făcut o selecție foarte riguroasă. Deci, cred că acesta ar fi uh, primul pas. În al doilea rând, uh, este esențial ca în lucrarea noastră de fiecare zi să nu fim singuri. de -aia spune Domnul Iisus, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și vă voi da o dihnă pentru sufletele voastre și apoi vorbește despre jug. Și despre sarcina lui, că suntem în continuare în lucrarea dar sarcina lui este ușoară. Și este ușoară pentru că Dumnezeu este cu noi. Și ne putem imagina, practic, că Dumnezeu ne ține în brațe. Și El duce greul, o soluție practică ar fi ca în momentele în care ne simțim copleșiți, nu știm ce să mai facem, să ne oprim într-adevăr, să încredințăm totul în mâna lui Dumnezeu. Viața noastră, trupul, sufletul, viitorul, ceea ce ne frământă, problemele, necazurile, spune, aruncați asupra lui îngrijorările voastre. Este singura soluție, în Filipeni spune. Nu vă îngrijorați de nimic, dar dacă totul este, da, toți să vă îngrijorați de ceva. Uite ce trebuie să faceți, veniți înaintea lui Dumnezeu, aduceți înaintea lui îngrijorele și atunci veți experimenta pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Foarte interesant că în psalmi din loc în loc este un cuvânt oprire, care uh, pare că nu face parte din poezia psalmului, ci uh, este o indicație. Salmii sunt și cântări, de asemenea. Acest cuvânt, oprire, cred că are o, o, o importanță extraordinară pentru dinamica, pentru ritmul vieții. Parcă nu mai găsim cuvântul oprire nicăieri. Da, e, acum culmea este că ajungem fie uh, în situația de s-a ajuns, de fapt, când uh, oamenii au cerut indemnizație de refacere după concediu de odihnă. <laughs> uh, nu știu dacă bun. mai funcționează, dar era o discuție la televizor și am prins sau chiar ziua de duminică, care este ziua de odihnă, ajungem după ziua de odihnă să fim obosiți. Dar poate mai obosiți acum, cum am spus, un consum este normal, este previzibil, este se încadrează în proiectul lui Dumnezeu, să spunem. Dar asta înseamnă că Totuși, ne-am dus la biserică, am participat, am ascultat, am fost bine intenționați, am căutat să ne facem datoria, am venit să-i mulțumim lui Dumnezeu, și cu toate acestea nu avem odihnă, pentru că scopul, dacă este ziua de odihnă, este să găsim odihnă pentru sufletele noastre, și avem odihnă numai dacă ne-am încredințat cu totul în mâna lui Dumnezeu. Tot ce suntem, tot ce avem, ne-am pus în mâna lui Dumnezeu și atunci avem o dihnă pentru sufletele noastre. Din păcate, din observațiile pe care le am, gândindu-mă uneori chiar și la viața mea, mi-am dat seama că e posibil să nu ai o dignă, o care să însemne o refacere a potențialului, un nou start, un nou început împreună cu Dumnezeu. Este prima zi a săptămânii și foarte interesant că începe cu odihnă. Asta este modelul, modelul Noului Testament. În Vechiul Testament era ultima zi, ziua de odihnă, sabatul, dar. Noi începem cu o dignă și prima zi, din, de fapt chiar de la creație, prima zi din viața omului, deci a fost creat în ziua șasea, prima zi a urmat o și apoi lucru. Dacă nu, nu înțelegem și în mod deosebit acum o ilustrare foarte potrivită este Maria și Marta, împărțită cu multă slujire, sufletul era agitat, dădea sfaturi Domnului Iisus Hristos, critica pe soră să se considera centrul Universului. Dar Maria și-a ales partea cea bună, ea stătea jos la picioarele Domnului Isus, a ascultat cuvintele lui și a înțeles ceea ce poate că nu înțelegem și nu practicăm cel puțin, că fiul omul a venit să slujească. Eu ca să am o dignă, eu trebuie să-mi deschid inima și să-L invit pe Dumnezeu să lucreze în viața mea. Să fiu slujit de Dumnezeu? Pentru aceasta a venit Fiul omului. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, el să slujească. Noi am zice că suntem mai spirituali, dar dacă facem și ne, ne agităm într-un fel, ori Dumnezeu este desăvârșit, este o comuniune perfectă, Tatăl, Fiul și Duhul să nu duce lipsă de nimic și Dumnezeu se bucură în a face bine. Și dacă nu dăm voie lui Dumnezeu mai întâi să ne binecuvânteze, să intervine, să schimbe, să refacă, să vindece, să ne elibereze. Și vrem așa, cu lanțuri, trăgând lanțurile după noi, să facem una și alta, că am vrea diverse lucruri, ajunge să fim istoviți peste măsură, peste tot ceea ce Dumnezeu a prevăzut pentru noi. La final, înainte de rugăciune, aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei istoviți, obosiți, neodihniți și care își doresc odihna și fizică, dar în primul rând a sufletului. Într-un minut aș vrea să vă rog să facem o, o recapitulare a lucrurilor pe care le-am discutat în această da. emisiune. Deci, trăim într-adevăr într-o lume obosită și suntem oameni obosiți, există o componentă normală, dar există și o componentă de care am putea să ne debarasăm. Mă refer la păcat, mă refer la individualism. Uh, Odișină înseamnă încetarea activității, înseamnă o refacere a potențialului, dar și o pregătire pentru lucru. Dar pentru lucru. Uh, care într-adevăr să ne ofere satisfacție și să fie spre gloria lui Dumnezeu, putem să fim odihniți, există o șansă, o soluție și Domnul Isus cheamă și invită, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. Cu alte cuvinte, o dignă adevărată pentru suflet nu se poate fără Dumnezeu așa că nu se te poți bucura cu adevărat, este un verset în Ecleziastul, fără el, fără Dumnezeu, nu există bucurie adevărată, nu există o dihnă adevărată de care avem nevoie pentru trup, pentru suflet. Chiar dacă aici în lumea aceasta uh, lucrurile stau oricum parțial, o dihnă completă vom avea când îl vom vedea pe Dumnezeu față în față. Până atunci, Soluția este să ne oprim și depinde de noi să zicem nu și să permitem lui Dumnezeu să ne binecuvânteze, încredințând totul în mâna Lui. Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, te binecuvântăm pe Tine care ești dătător de odihnă pentru sufletele noastre, aceasta pentru că Tu ai lucrat și ai făcut o lucrare desăvârșită prin Domnul Isus Hristos, de izbăvire, de eliberare din tot ceea ce este rău și păcătos. În numele Domnului Iisus mă rog pentru toți cei care sunt trudiți și împovărați. Te rog să le dai lumină, să recunoască lucrul acesta și putere de a se opri și de a răspunde chemării tale la o dignă care este desăvârșită și pe care numai tu poți să o dai. În numele Domnului Iisus ajută-ne ca atunci când lucrăm, să lucrăm împreună cu tine și să facem cu bucurie voia ta în toate privințele. Amin. Amin. Mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă cu pastorul Ioan Bugneruc, pastor, profesor, sociolog. Am discutat despre odihnă, ce înseamnă adevărata odihnă. Hai să încheie emisiunea la ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă. Vă doresc odihnă care vine de la Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.